Facem un cex paralel. Nu, stau afară cu voi eu. Nu, că eu nu sunt comitetul executiv. Am fost în comitetul executiv, dar sunt în grupul care îl susține pe președinte. Așa. Hai să vreau să-i aduc pe cei de la Caraș acum. O secundă, numai ca să... Așa, deputat. Hai că după aia intrați voi. Așa, cu punct de vedere la... Da? Hai, vezi pe cine mai luați. Hai, Caraș. Hai să vorbiți... Deci, președintele executivului primar, doamne veniți. Domnii deputați, hai. Hai în față, mijloc, veniți acolo. Pe scrisoarea asta, 5 persoane, 3, 6, cât or fi ei, au cerut lucruri foarte grave la noi în partid, adică să ne îndepărtăm de președintele Dragnea, de principiile noastre morale ale partidului, de programul nostru și au alte idei. Iurica a spus că nu-și dă demisia, că știți, da. Ai vorbit. Ce a zis totdeauna? Și Stănescu v-a spus ce a zis. Era nervos, are nervii lui. Inclusiv doamna Pina, am înțeles că a spus că o anumite chestiuni poate au fost înțelese greșit. Aceleași povești nemuritoare pe care le spun ei. Scrisoare, dar putea să le spun aici, să facă scrisori. Asta e deranjant, că au făcut o scrisoare pentru nimic. Așteptați. Toți membrii de partid sunt importanți. Ideea că unii sunt mai membri decât alții nu e în regulă și nu e acceptabilă. Care a fost scorul până la urmă? 35 la 9, 8 plus 8 la 9. Și un scor bun sau bun? E mare, mare de tot.